binecuvântarea Casola Petruș. Momentul este cât se poate de prietenic pentru noi, pentru că, pe de o parte, ne aflăm în anul Brâncuș în Gorj și, practic, cam tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere cultural în acest an este închinat memoriei și în onoarea lui Constantin Brâncuș, inclus peste ale evenimente, se va sărbători Banca Cel. Îi mulțumim încă o dată lui Ioan, bun de bine, seacă de asemenea Evgeni Enedel, care este directorul Muzeului de Artă din Caprovo. Alături de domnirea lor sunt prelioase de la Perico Târnovo, așadar, generații diferite, Perianu, și Lucia Juncu. Doamna Plena Perianu este patron la Muzeul Național de Artă și este, într-adevăr, o primă colaborare cu o personalitate de aceasta. Se va include, cum vă spuneam, și festivalul de... Spunea și pentru mine, astăzi, să văd pe două din instituțiile de profil din subordinea Consiliului Județean Gorj și mă refer aici la Centrul de Creație și la Muzeul Județean, își dau mâna, sub o formă sau alta, găzduiesc evenimente de importanță firească până la urmă, într-o perioadă pe care noi am intitulat-o Anul Brâncuș în Gorj. Ne place și e firesc să ne placă să legăm orice eveniment cultural sau artistic de numele marelui geniu. Este încă un motiv de bucurie pentru noi să vedem că există oameni de artă din afara județului Gorj care aleg să expună la Târgu Jiu și vă mulțumesc din suflet tuturor celor veniți dincolo de granițele județului să arătați târgujienilor, gorjenilor, ce înseamnă frumosul și pe alte mele avea. Fac această afirmație întâmplător, ci doar uitându-mă la lucrările care au ieșit din mâinile domnilor lor, mi-am dat seama că, gândindu-te la faptul că doar de la un suflet minunat poate ieși o astfel de creație, și domniile lor sunt persoane minunate. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne vizitați, pentru că expuneți la Târgu Jiu. Vă felicit pe toți din suflet și sper să avem parte de fiecare dată de astfel de momente minunate. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vă felicit pentru acțiunile care nu oferă pauză târgujienilor și nu numai târgujienilor, ca și acte de cultură. Le veți provoca să le veniți la Târgu Jiu. Îi mulțumesc și lui Dor Bădălău pentru invitația de a fi astăzi alături de dumneavoastră și sperăm la mult mai multe astfel de acțiuni pe care să... Vă mulțumesc mult și încă bine ați venit. De acum intrăm în zona profesională. Dorina, te rog. Mă bucur în primul moment, cum spuneam la venisaj anterior, că asta naște prietenii. Și noi, cum să nu fie astfel. Mă bucur că ne-am cunoscut, chiar dacă pentru moment cel puțin așa doar din fugă pe cele două doamne care astăzi expun lucrări aici. Știu că va continua colaborarea și chiar mă bucur, în special cu doamna Perian care va expune la Muzeul de Artă în august. Da. Am stat foarte puțin de vorbă cu domnile lor, pentru că eram curioasă, aflasem că se cunosc de mult, eram curioasă cum se raportează sau dacă s-au raportat una la cealaltă în această expoziție. Mi-au spus că nici măcar nu au vorbit, dar se vede că personalitățile și manierele lor de lucru oricum, nu știu, conviețuiesc foarte bine, să zic așa. Două coloriste bune, niște lucrări, din punctul meu de vedere, și puternice și sensibile în același timp. Probabil că numai femeile știu să fie cu adevărat. Sunteți pentru prima dată la Târgu Jiu? Nu, cu expoziție. Sunt prima oară.
Așa mai am prieteni pe aici, prin zonă, și am fost și am pictat. Am fost la Novaci și am pictat peisaje care mi-au fost cumpărate de un domn de la Târgu Jiu. Este medic, e plecat în Franța și este acolo de 5 ani de acum. Cum v-ați simțit când ați primit invitația de a veni să și expuneți la Târgu Jiu după ce ați mai fost aici? Eu sunt, pentru o expoziție nouă, eu sunt mereu cu da. Am tablouri, am ce să expun și vin cu drag oriunde nu sunt invitată. Orașelul ăsta este un oraș foarte frumos pentru mine, nu știu, mie îmi place foarte mult. Și zona, și cum este peisajul, deci îmi place foarte mult Târgu Jiu. Și am venit cu mult drag aici. Ce lucrări ați adus cu dumneavoastră? Am adus 11 acuarele și 13 uleiuri. Peisaj, nud, portret cu mâini, portret cu ie, adică cam asta. Știam că o să vin în tabără la Târgu Jiu și cred că cu 2 săptămâni înainte de a veni mi-a propus să facem această expoziție împreună cu Lucia Juncu și m-am bucurat, m-am simțit onorată. Nu știam cum arată sala unde o să o expun, îmi place foarte mult și mă bucur că am fost primită cu atâta căldură, nici nu realizez momentul încă. Și ce lucruri ați adus atunci și de ce? Am adus peisaje mai mult, peisaje făcute majoritatea în tabere, în tabără la Arcuș, în județul Covasna, într-o tabără la Cârsa, în Prahova, în niște tabere la Blaj, am fost vreo 3 ani la Blaj, în tabără. Altele sunt peisaje urbane din București, interioare de catedrală, de biserică.